Oh my God! Είναι πέμπτη! Είναι Παπαρίνη! Bravo, mă, omule, felicitări! Ia microfonul. Mulțumesc. Zici mie, Franci, ai avut emoții sau te-a încurcat Ramona? Sincer, am avut puține emoții, da, pentru că era o săritură pe care am încercat-o doar de câteva ori și era una puțin mai complexă pentru ce am încercat până acum, deci am avut câteva emoții. Vrei să vezi o reluare? Da, așa. Hai să vedem o reluare. S-au dus puțin picioarele. Un pic, erai aproape. Hai să vedem ce spune antrenorul tău, Monica. Franci, ce ridere că te văd aici. Noi am mai făcut un show împreună. Știu că e extrem de ambițios și muncitor. Și vreau să-l întreb pe Bobu, în primul rând, cum a lucrat cu el. Știe toată lumea că băiatul ăsta a făcut polo. Adică apa e un mediu foarte familiar pentru el. Bună seara, în primul rând. Franci, da, a făcut polo. E familiarizat cu apa. Dar cu săriturile niciun caz. Nu se înțelege deloc cu săriturile în picioare. Chiar de fiecare dată nu cred că a făcut o săritură dreaptă. A venit ba pe burtă, ba pe spate. Și okay. Atunci am decis să facem o săritură în cap, pe care azi la antrenament a făcut-o mult mai bine ca acum. Din păcate acum a greșit-o un pic, a depășit verticala, a tras mai mult de brațe, da, și s-a îndoit din spate. Trebuia să stea mai drept ca să intre drept în cap, că el a făcut extensie și s-au dus picioarele peste. Sunt sigură că o să noteze Clara corespunzător, deci bravo, Franci! Mulțumesc, Bobo! Hai să vedem ce zice juriu! Hai să vedem ce spune direct Clara, să vedem dacă ce înseamnă treaba asta cu a prins verticala, n-a prins verticala. Ia spune Clara! Da, într-adevăr, cum a spus și Bobo, nu a prins verticala, a depășit-o chiar foarte tare. Cauza este, ți-ai tras picioarele din platformă. Dacă tu stăteai calm când ai căzut, corpul cădea perfect în cap. Ți-ai tras picioarele, da. Am văzut că și tremurai când te-ai ridicat pe vârfuri, îți tremura corpul. Emoțiile, evident. E evident. frig sus. E frig, nu? Da. Sunt ventilatoarele pornite. Și e foarte greu să stai calm când o vezi și pe Poverina care îți dă mesaj. Eu îl înțeleg. Scuze că m-am băgat peste tine, nu mă mai bag. Da, păcat, mi-ar fi plăcut să o reușești. Este o cădere grea. Îmi place că ai încercat altceva. Într-adevăr, este prima cădere înapoi pe care o vedem în sezonul acesta. Bravo, te felicit. Mulțumesc mult. Chiar mulțumesc. Bravo, Franci. Mulțumesc. Neamărină, ți-a plăcut căderea? Mi-a plăcut. Este pentru prima dată când vedem așa ceva. Poverino, ești curajos. Eu mi-aș dori să te vedem și la 5 și la 7 metri și poate cu o săritură mai complicată decât asta. Poate. Da, cu siguranță o să încerc, dacă cumva trec puțin mai departe, să mă duc poate puțin mai sus. Dar oricum să știi că ai inventat un nou stil de dans. Cred că dansul ăla ar fi dansul cangurului. Că numai cangurii sunt așa. Mai dar pe dans, cred că nu ești bine. Nu, dar nici nu prea ascult muzică rock, deci nu știu să dansez rock. Dar este foarte bine, doar că este diferit. Da, este diferit. Întotdeauna un lucru bun. Un nou dans, da. Da, bravo. Poate ne vezi și pe noi, că ne-ar plăcea și nouă. Să dăm din cap așa? Nu, săritura asta. Nu, dar săritura aia. Ia sari un pic. Cum sărei? Suvas! Așa, dar fără cap. La noi, cu capul. Era să cadă. Bine. Francesco, trebuie să înțelegi că Natanticu nu poate cu capul astăzi multe lucruri. Eu știu cum este, nici eu n-am putut ieri. Ești un unicorn, nu? În primul rând, ce e cu sturionii aia de pe tine? Ce a vrut autorul să spună cu sturionii de pe tine? Unde vezi femeie? Ba da, mă, uite, mă, niște sturioni! Eu știu că, mă... Scuza mea că nu i-am luat eu. Da, mă, e sturion, are dreptate. E sturion, uitați-vă, mai, vă rog sturion. Foarte mult. Sturion. Ea mănâncă sturion tot timpul de când a venit aici, asta am văzut-o. Sturion la tavă, sturion la cuptor, sturion în sus, sturion în jos și a pus aseară sturionul pe cap. Bun, mi-a plăcut săritura ta, n-a fost foarte bine executată, dar mi-e place că ai curaj. Văd în tine ceva așa, cu potențial, Francesco, și eu nu o să spun Poverino, eu o să spun Francesco. Mulțumesc. Și... da, este corectă atitudinea ta, pentru că, în primul rând, ceea ce faci aici este pentru tine un plus. Și îmi place că gândești așa, ce ești un învingător. Hai mulțumesc să vedem. Mulțumesc.
Hai să vedem ce spune și sturionul de apă dulce, Nathan Ticu. E... Îl cunoști, mă, pe ăsta? Raci? Da, 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 da. Ați împărțit multe împreună, nu? Da, da, la diferite emisiuni. Și... A fost și va fi mereu fratele meu mai mic, el știe lucrul ăsta. Mie mi-a plăcut foarte mult ce ai încercat. Mulțumesc. Știu că ai frică de înălțime și ai depășit-o cu brio. Și o să punctez curajul, chiar dacă într-adevăr un pic, mă rog, un pic, mie nu mi s-a aproape insesizabil, te-ai dus un pic cu picioarele în față, dar bravo, dacă îmi dai voie dau și nota ca să ia mai... Ia dă-mă nota, bravo, ia, Franci, mulțumesc. Din partea mea, 8,5. Mulțumesc. Da, ce surpriză. Suntem mândri de tine, Franci. Mulțumesc. Mulțumim, Cosmin. Ia spune, Clara, o notă avem, avem și noi. O, 4,5, știi că e o notă bună. Din partea Clara e o notă bună. Asta anunț fiecare serie care vine nouă. Când primesc nota de la Clara, trebuie să știți. Când e o notă mai mică, e o notă bună, să știți. Mulțumesc. De ce ai întrebat-o pe Clara de ce a dat 4,5? La el nu înțelege niciodată. De oricum nu înțeleg nimic, nu știu ce caut aici. Dar am văzut înainte să dea nota, avea altă notă pregătită și m-a surprins că era 8,5 și zic, nu cred, nu că cred dai așa mine, ceva, da. Niciodată. Da, pe nu, și eu m-a surprins, după aia a dus-o la jumătate, că așa face Clara lucrurile la jumătate. În fine, nu mă bag. Urmează Iulia, Iulia pune nota secretă și o întoarce, o întoarce așa, uite, vezi? Da, ia, da, 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 da. Și se uită misterios, vezi? Are privirea asta. Simți? Ok? Și uite-l pe Neamărin. 8! Oh, mulțumesc! Ești bine, Franci! Mulțumesc mult! Mulțumesc! Franci, ai un total de 21 de puncte. Eu zic că e bine. Ai scăpat cu emoțiile deocamdată. Fugi la canapea. Bravo, omule! Bravo!